Salutare tuturor, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. Astăzi discutăm despre PlayStation 5. Mai exact, în primul rând, trebuie să recunoaștem că stocurile cu PlayStation 5 sunt foarte limitate. Din câte am văzut pe la diverse canale, diverse zvonuri și așa mai departe, se pare că s-ar putea să nu vedem nici măcar la mijlocul anului viitor stocuri îndeajuns pe raft să poți să mergi să-ți iei un PlayStation 5. Din motivul ăsta, Sony vrea să găsească modalități pentru a compensa această mare problemă, da? Pentru că Sony are o grămadă de fani, PlayStation are o grămadă de fani și ar vrea oarecum să poată să mulțumească puțin această comunitate mare de fani de PlayStation și de jocuri exclusive de PlayStation. Primul lucru pe care Sony vrea să-l facă și care, din nou, sunt niște zvonuri, nu am văzut încă nimic oficial, se pare că Sony s-ar gândi cum ar putea să facă consola asta PlayStation 5 să fie mai ușor de produs. Motivul principal pentru care nu găsim PlayStation 5 se datorează faptului că momentan este destul de greu de achiziționat toate componentele necesare pentru un PlayStation 5. Acum toată lumea bănuiește că cel mai greu de produs este acel chipset, da? Unde avem procesorul, placa grafică, memoria, totul. Acel chip este pe o tehnologie de fabricare foarte nouă, foarte avansată, din motivul ăsta este foarte greu de produs. Ei bine, ce ar însemna ca Sony să facă mai ușor de produs un PlayStation 5? Din punctul meu de vedere, asta ar însemna două chestii. 1. Să producă aceste chipuri pe o tehnologie de fabricație mai veche, care este mai ușor de produs, dar atunci probabil am avea nevoie de un chip mai mare și probabil ar consuma mai mult și ar avea nevoie de o răcire și mai performantă decât ceea ce avem deja. Sau 2. Ar putea să facă un PlayStation 5 mai slab ca performanță, da, exact cum avem la Xbox, Xbox Series X și Xbox Series S. Da? Asta ar putea să facă Sony din punctul ăsta de vedere. Al doilea lucru pe care se pare că o să-l facă Sony mai des, este să lanseze dintre jocurile astea exclusive și pe calculator, da? Eu nu cred că o să lanseze ei pe calculator jocurile astea exclusive mai devreme de un an după ce au fost lansate pe PlayStation, da? Dar vedem aici, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, a fost lansat pe calculator. Mai nou avem acum Days Gone, lansat pe calculator. Asta înseamnă că jocurile astea, care nu, în mod normal, vedeți, au primit un boost pe calculator. De exemplu, Days Gone, da? Rula pe PlayStation 4 Pro în 4K 30 FPS. Acum, dacă ai calculator destul de performant, poți să joci Death Stranding în 4K 60 FPS și chiar cu mai multe detalii. Sony și-a dat seama că, bă, dacă lansezi jocurile astea pe calculator, oricum nu mă afectez deloc vânzările de PlayStation, pentru că, unu, nimeni nu mai cumpără PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, nici nu cred că se mai produc atât de multe, dacă nu cumva s-a oprit de tot producția. Și 2, toată lumea vrea să-și cumpere PlayStation 5, dar nu poate. Așa că dacă jocurile astea, mai ales jocurile mai vechi, care au deja un an vechime, se lansează pe calculator, nu strică la nimeni, nu strică deloc pentru brandul PlayStation, pentru că jocurile alea deja au fost cumpărate pe PlayStation de cine a avut nevoie și din contră pot să facă o grămadă de vânzări în plus comparativ cu comunitatea de console, pentru că știm foarte bine, avem mult mai mulți jucători pe calculator în jurul lumii decât jucători pe console. Părerea mea personală, chiar dacă Sony va aduce tot mai multe jocuri pe calculator, așa cum face de fapt și Microsoft, pentru că Microsoft lansează toate jocurile lor și pe calculator, Microsoft întotdeauna nu refuză banii, da? Vrei să cumperi jocul pe Xbox, îl cumperi pe Xbox. Vrei să-l cumperi pe calculator, îl cumperi pe calculator. Mai mult, la Microsoft, dacă cumperi Forza Horizon 3 pe calculator și ții un Xbox, cu contul de Microsoft, poți să te joci și pe Xbox, fără nicio problemă, da? Ăsta e motivul pentru care, în general, jocurile de la Microsoft le cumpăr din Microsoft Store. Pentru că mai nou, acum jocurile de la Microsoft se găsesc unele dintre ele și pe Steam, da? Am înțeles că Forza Horizon se poate cumpăra și pe Steam și nu este singurul joc care poate fi cumpărat pe Steam de la Microsoft. Peste toate astea, am înțeles că cei de la Epic sunt dispuși să plătească foarte mult pentru a avea exclusive de la Sony pe platforma lor. După cum vedeți, este o dispută foarte mare între Epic. Vor pur și simplu să ajungă pe cei de la Steam, dau jocuri gratis, dacă nu aveți instalat Epic Store, instalați-l imediat, pentru că au jocuri gratis săptămânale și au chiar jocuri pe care eu am vrut să le cumpăr și când m-am uitat, hopa, jocul ăsta a fost gratis pe Epic și l-am luat la momentul potrivit, da? De exemplu, este un joc, se numește Pine, costă vreo 20 de euro, eu l-am prins pe gratis, da? Epic a încercat manevra asta, bineînțeles, și cu Microsoft și cu Nintendo, dar acolo nu prea o să le meargă treaba asta. Însă,
eu le urez succes pentru că întotdeauna este foarte fain ca un joc superb, un joc exclusiv pe PlayStation să vină și pe celelalte dispozitive, să se poată bucura cât mai multă lume de el. Ce părere aveți voi despre chestiile astea? Lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii, încerc să răspund la toată lumea. Până data viitoare, toate cele bune!